proiectul cu teren de joacă pentru copii, mulțumim asociației ASIX că a fost donat în sumă de 100.000 de lei, unde copiii sunt foarte bucuroși, vin seara la joacă în zona respectivă, sunt bucuroși și părinții. De aici se începe bucuria la sate, că totuși se poate și dezvoltat și localitățile. Aceste proiecte sunt foarte importante pentru un sat, o comună așa mare, cu mulți copii. De exemplu, e o motivație pentru copii ca să iasă, să lepe de telefoanele, să mai iasă la un aer curat. La noi copiii de la Iepureni vin totuși toți aici, Iana. Noi nu putem cu forțele proprii facem atâtea lucruri, da? În proiectele date, apoi noi ne dezvoltăm, mergem înainte. Mulțumesc asociația ASIX pentru că o ales sau noi am câștigat proiectul dat. Mulțumim domnul primar cu contribuit. El singur, de exemplu, nu l-ați văzut într-o zi trec pe aici, singur pune plitca. ASIX nu prima dată când finanțează în comuna în Canie. ASIX ne-a mai ajutat pentru o bătrână care a împlinit 99 de ani. A alocat 5.000 de lei pentru persoana respectivă. Eu mulțumesc asociația ASIX pentru terenul de joacă și sper și în diferite, în alte localități să fie donate astfel de terenuri de joacă, pentru că nu numai Canie în raionul Cantimir, dar sunt foarte multe localități, unii așteaptă și ea bucuria asociației astea.